Bun găsit, drag leu! Bine te regăsesc și sub această formă. De acum lunar te vei întâlni cu horoscopul fiecarei luni, aici special pentru zodia ta, cu o călăuzire de la mesajele venite din infinit, mesaje de la Arhanghel, de la Maestrii Înălțați, pentru tine special. Cu această ocazie, drag leu, îți urez la mulți ani, pentru că imediat vom intra în zodia noastră, pentru că și eu sunt leu. Și vom celebra împreună. Acest material este dedicat ție, cel care ești născut în zodia leului sau sufletelor care au ascendentul în această zodie sau dacă cumva dorești să afli taina despre un suflet pe care tu îl îndrăgești, îl iubești, care se află în zodia leului, poți să urmărești acest material dedicat lunii august. Bun, și vom folosi pentru astăzi patru oracole cu o vibrație foarte înaltă. Mergem la primul oracol pentru a extrage energia lunii august pentru zodia leu și pentru cei care au ascendentul zodia leu. Oracolul rugăciun către înger creat de Carvei și mesaje pentru noi cei din zodia leului. Mesaje călăuzitoare pentru luna august. Zâmbesc. Pentru că avem mesaje frumoase. Dragă leu, iată, este timpul de vacanță. Vin îngerii și spun, fă-ți timp să respiri, fă-ți timp să te bucuri de tine, fă-ți timp să celebrezi viața. Eu una, așa mi-am propus, eu în luna august voi pleca cu grupul pe muntele Sinai, în Egipt, și voi face o călătorie inițiatică și mă voi bucura de viață. Drag suflet, este timpul să spui da vieții, să lași deoparte toate obligațiile lumei și ceea ce te împovărează aici pe pământ, dar te și împământează, pentru că poverile acestea da, ne împământează, ne conectează, dar noi trebuie să facem în armonie împământarea. Pregătește-te de mare, de soare și spune da vieții, drag leu, bucură-te de această energie solară care este energia ta. Strălucește sub orice formă și nu uita să o faci prin inima ta, dar prin smerenie, nu prin ego, pentru că, drag leu, tu ești un altruist, ești un devotat vieții și oamenilor pe care tu îi iubești. Și oamenii pe care tu îi iubești se pot baza pe tine pentru că ești loial, drag leu, și ești acolo când este nevoie. Așa că bucură-te împreună cu cei pe care îi iubești, pentru că, iată, următoarea energie pentru tine, drag leu, în luna august este prieten de încredere. Vei respira și te vei bucura în vacanțe, în comuniuni cu prieteni de încredere și vei crea noi legături, noi prietenii și eu abia aștept să cunosc grupul din Sinai, pentru că nu cunosc decât o parte dintre sufletele cu care voi călători în Egipt și abia aștept să leg noi prietenii. Așa că, drag leu, urmează această călăuzire, înconjoară-te de oameni minunați, oameni care te văd, oameni care te iubesc, cu care tu să celebrezi viața, pentru că este timpul pentru prietenii de încredere. Și cum poți să o faci? Cu Arhanghelul Raguel, prin a fi în pace și în armonie. Drag leu, tu știi că poți să-ți manifesti atributele divine doar dacă ești în pace și în armonie. Da? Și iată, vine Arhanghelul Raguel și ți aduce pace sufletească și armonie. Asta înseamnă, drag leu, că închei un ciclu foarte important în luna august din viața ta, un ciclu care face parte din trecutul tău. Și intri, deja ai început să intri din luna iulie, în stare de pace și de armonie, ai început să te conectezi cu calea sufletului tău și vei trăi apogeul acestei stări de pace și de armonie în luna august. Și mergem mai departe, vom lua oracolul noilor arhanghele al noului pământ. Cum poți tu să respiri? Cum poți tu să-ți faci timp să respiri? Ia să vedem. Cum te poți tu bucura de asta, care este calea de a intra în comuniune cu prieteni de încredere și cum poți tu să atingi pacea și armonia inimii tale. Haideți să vedem energia cărților din oracolul noilor arhanghel. Iată cum poți tu să te bucuri de viață, să respiri, să spui da vieții. Vine de la Serafimul Serafiel,
care spune să te întorci înapoi către voia divină și să te deschizi către stări înalte de iluminare. Adică, nemai ducându-te în ego și nemai forțând viața, nemai încercând să faci voia ta, drag leu, te vei bucura de viață, îți vei da voie să-ți manifeste autenticitatea prin bucurie, prin celebrare. Și ce vei face? Te vei întoarce la voia divină. Vei înțelege că viața nu este despre luptă, că este despre bucurie, despre celebrare. Și când ceva ți se împotrivește ție și nu poți să rezolvi, nu mai încerca să faci voia ta. Dăruiești divinități. Dăruiești divinități, împărtășești cu divinitatea ta, taina inimii tale și dai acea situație care te apasă divinității ca să se împlinească voia divină și astfel, prin această dăruire a ta, divinității, a ceea ce te frământă, tu atingi stări înalte de conștiință, stări de iluminare, care bineînțeles că vin prin pace și prin armonie și pot fi susținute de prieteni de încredere. Deci iată ce mesaje frumoase avem, dragi lei, pentru lună. Auzi, ce bucurie pentru noi. Și mergem la vibrația prieten de încredere care vine prin Arhanghelul Malorii. Cum ne putem noi conecta cu prieteni de încredere? Amintindu-ne cine suntem noi. Amintindu-ne cine suntem noi, vom vibra ceea ce suntem ca esențe adevărate, pure și curate și vom atrage în viața noastră prieteni de încredere, da? Pentru ca împreună să facem acțiuni care înalță Universul și această planetă Pământ. Vom celebra viața prin Arhanghelul Malorii, prin vibrația acestei arhanghelițe care ne ajută să ne reamintim cine suntem noi. Cât de frumos! Și cum putem și noi, la rândul nostru, să fim prieteni de încredere pentru sufletele din călătoria noastră. Iată, avem o lună august minunată. Cum poți tu să fii în pace și în armonie? Iată, vine Heruvimul Șerubim, se numește, care spune să te conectezi cu stelele. Știu, drag leu, pentru că și eu sunt leoaică, iubesc cerul atât dimineața cât și seara, mai ales seara. Îmi place să mă conectez cu cerul înstelat și iată, acceptă cheile și codurile de lumină care vin prin înțelepciunea stelară, prin conștiința cristică în viața ta. Drag leu, conectează-te prin pacea și armonia inimii tale cu cerurile cele mai înalte, conectează-te cu steaua ta de acasă și dă-ți voie să primești coduri ale înțelepciunii stelare de acasă și chei, coduri angelice, coduri de lumină prin conștiința Cristi. Foarte frumos, dragi lei, avem o citire foarte frumoasă pentru luna august și continuăm cu un oracol pe care nu l-am mai folosit până acum, un oracol cu o vibrație foarte înaltă, oracolul Mariei Magdalena. Și haideți să vedem cum poți tu, drag leu, cum putem noi, dragi lei, să ne lăsăm în voia divină. Că știm că ne este foarte greu să facem asta uneori. Cum putem noi, dragi lei, să ne lăsăm în voia divină? Cum putem să ne amintim noi cine suntem noi? Care este calea de a ne aminti cine suntem noi? Mesaj pentru toți lei de la Maria Magdalena. Haide, un mesaj, să primim un mesaj, îl extrag eu. Bun. Și cum putem să ne conectăm cu codurile și cheile stelare a înțelepciunii stelei noastre de acasă? Haideți să vedem o cale foarte frumoasă, mesaj. Ei bine, drag suflet, cum poți tu să lași totul în voia divină, conectându-te cu credință la starea de ascensiune, înțelegând că dacă tu te eliberezi de acest ego obscur care te sabotează de foarte multe ori în călătoria ta, îi spui la revedere, îl trimiți în concediu pentru că tu pleci în concediu, te eliberezi de ego obscur, da? Și primești această grație, te deschizi către stări de iluminare, da? Și te lași în voia divină pentru a ascensiona. Când tu te lași în voia divină, înseamnă că tu ai încredere în Dumnezeu, tu crezi în Univers, ai credință și dacă tu crezi în Univers, crezi și în tine. Și calea, credința este calea către ascensiune, iată, și deschizi inima, chakra inimii, ți arată Maria Magdalena, deschizându-ți inima, tu accesionezi și te conectezi cu vibrațiile angelice de înaltă frecvență. Foarte frumos!
Calea de a descoperi cine ești tu cu adevărat este de la Cristul cel viu, cel uns. Cel uns înseamnă în vechea greacă Cristos, da? Deci Cristos înseamnă cel uns. Și primind această conștiință cristică, fiind precum cel uns, această inițiere, tu strălucești mai mult doar prin puterea sufletului tău. Și iată-o pe Maria Magdalena care vine cu grația, cu acest vas de ulei pe care l-a folosit când l-a uns pe Hristos, cel uns, asta înseamnă Hristos. Și vine și îți face această inițiere în luna august, drag leu, ești uns de către Maria Magdalena, așa cum l-a uns și pe Hristos, pentru a deveni și tu Hristos, pentru a manifesta conștiința cristică, pentru a-ți da voie să strălucești și mai mult prin lumina sufletului tău. Ce poate fi mai frumos de atât? Dragi lei, ne vom celebra aniversarea prin lumină cristică, prin prieteni de încredere, prin a respira conștient viața, prin a ne distra și a ne bucura în și prin divin, da? A ne folosi de materie ca un instrument de lumină. Și mergem, care este calea de a fi în pace și armonie? Iată, primești coduri stelare și chei stelare de la steaua ta de acasă, conectează-te cu cerul ființei tale și cu cerul planetei Pământ, pentru că vei renaște și vei atinge luna august această pace și armonie prin înviere. Iată cartea Învierea, mă întorc la propria mea viață. Trăiesc învierea întorcându-mă la propria mea viață. Ego-ul moare și sufletul renaște. Deci iată ce mesaj drag leu pentru noi. Iată, învierea în luna august, ego-ul nostru moare și sufletul nostru renaște, se întoarce la viață, la o nouă cale în călătoria noastră. Iată acest câmp de lavandă care ne arată, condus de această ființă de lumină, un nou început, un nou drum în viața noastră, în care va muri ego-ul și va renaște sufletul. Sunt emoționată, deci sunt emoționată. Ce poate fi mai frumos de atât? Și vom lua un mesaj cu o secvență numerologică pentru noi, dragi lei, și ce cristal ne poate ajuta pe noi în luna august. Folosim oracolul maestrilor renunțați al numerologiei și al îngerilor de cristal. Și să vedem. Divinul rebel, păi nu suntem noi, dragi lei, niște divini rebeli, suntem. Suntem și ne manifestăm autentic. Și, drag leu, te rog, nu te schimba. Fii un divin rebel aici pe pământ, pentru că tu ești un exemplu pentru celelalte suflete din călătoria ta. Secvența numerologică care te susține, care ne susține luna august, este numărul 29 și secvența numerologică 333 a maestrilor înălțați. Alături de noi este maestra ascendentă Kuan Yin, care ne vorbește despre compasiune, a fi un divin rebel prin compasiunea inimii noastre, da? Suntem rebeli pentru că ne opunem de a fi controlați și manipulați de către ceilalți pentru a face voia lor egotică, pentru că noi mergem pe calea noastră doar de mână cu Dumnezeu. Cristalul, piatra prețioasă care ne susține aici este perla. Dragi lei, dați-vă voie să străluciți precum niște perle în această lună și îți sugerez, drag leu, să-ți notezi pe o hârtiuță numărul 29, 333, ți-l pui pe birou și îți poți încărca apa cu vibrația acestei frecvențe numerologice, îți pui paharul de apă peste aceste numere și dacă ai o perlă, poartă bijuterii cu perlă în luna august sau achiziționează-ți o bijuterie cu o perlă pentru ca tu să strălucești prin compasiunea inimii tale ca o perlă și continuă, nu te schimba, rămâi autentic, drag leu, și fii un divin rebel aici pe pământ, împărtășind iubirea cristică prin soarele din inima ta. Îți zâmbesc, drag leu, și îți mulțumesc că faci parte din această comunitate. Și îți reamintesc că ne vom vedea în fiecare lună de acum încolo cu horoscopul fiecarei luni, detaliat cu mesajele din infinit. Ținem aproape!